Bună ziua! Numele meu este Budău Marius. Am studiat facultatea de master la Universitatea Vasile Alexandrii, Bacău. A terminat chiar sesiunea trecută. Vreau să vă povestesc despre un proiect care se numește Proiectul Pneumobil. Proiectul acesta constă într-un concurs care a avut loc în Ungaria. Care are loc în fiecare an. Și are loc în fiecare an. Eu am participat 3 ani la rând. Ultima dată, la ultima participare, echipa s-a numit Patruier. După cum vedeți, totul este în engleză, pentru că această prezentare a fost folosită în concurs direct. Așa. Ca domn profesor a fost antrenor. Practic antrenorul nostru, profesorul îndrumător. Și a fost un proiect foarte interesant. După cum v-a zis el, am cercetat mașinile și motoarele pneumatice. Asta este mașina. Două roți în față, roată în plate, ceva banal. Nu este un OGN sau un lucru foarte concept. Da. Noi ce am vrut ca să arătăm idei noi, am vrut ca să testăm noi design-uri pentru motor, pentru structură, pentru direcție. În aceste tipuri de proiecte trebuie să menționez că nu trebuie să fii un geniu, trebuie doar să lucrezi în echipă, să știi să cauți, să știi unde să cauți și să ai un pic de imaginație. Așa. Deci, toți membrii aveau câte un lucru de făcut. Fiecare dintre ei, ori design, ori, eu știu, partea electrică, partea de comandă, partea de structură. Și la sfârșit, toate aceste lucruri trebuiau comasate și, desigur, trebuia făcut efort fizic, trebuia muncit la el. Așa. Tot acest proiect a costat aproximativ 4.000 de euro. Din care acești 4.000 de euro, tot banii au fost din sponsorizări. Sponsorizările au venit din partea Bosch Rexroth, în mare parte, din partea Universității și din partea unor altor firme din Bacău, ca de exemplu Sudometal. Așa. O mare parte din cele mai scumpe componente din toată mașina a fost componentele ce formau motorul și anume partea pneumatică, cum am zis de înainte. Desigur, ca să faci un așa proiect, trebuie să-l gândești înainte. Și primele etape au fost, practic, să creezi o schiță al proiectului. După asta să cauți sponsorizări, pentru că nu poți să dai din buzunarul tău absolut toți banii. Sunt mulți bani pentru niște studenți sau elevi. Așa. Achiziționarea pieselor, asamblarea acestora, testarea, modificarea eventuală, eu știu, a problemelor, dacă apar și cu siguranță apar. Și, desigur, participarea în concurs. Deci, în acest an, trei echipe. Trei echipe și au mai participat până acum încă 6. Da. De la deci, noi, de la Bacău. De la noi, de la Bacău. Însă sunt echipe din 7, 8, 10 țări, însumând în total între 52, 57, 60 de echipe. Deci, la acest concurs participă echipe din toată Europa, Estonia, Germania, Italia, Spania, toată Europa. Aceste echipe, desigur, sunt organizate de către universități. Sunt țări din care participă, practic, către 7, 8 echipe, 9, foarte multe. Dar nu asta contează, contează diversitatea, contează rezultatele și, desigur, distracția. Așa. Inovația, aceasta este ideea principală care trebuie să te prezinți la concurs. De asta v-am menționat de imaginație. Trebuie să ai un pic de imaginație, să vii cu ceva nou, să încerci lucruri noi și, desigur, dacă scoate și rezultate, este și mai bine. Întotdeauna duce către mai bine. Dar nu întotdeauna vor fi rezultate pozitive, vor fi și eșecuri și nu va funcționa. Cu siguranță vă veți da toți de asta.
dar asta nu înseamnă că trebuie să te oprești.